Mănăstirii Bârnă la ctitorie voivodală de la 1628, încărcată și de istorie și de gloria neamului românesc. Știți, aș vrea să-mi vorbiți un pic, pentru că suntem în postul mare, aș vrea să-mi vorbiți un pic despre post și rugăciune, ce rol au în viața creștinilor, de ce vreau acest reportaj și acest interviu de la Sfinția voastră, deoarece mi-am propus ca pe postul de televiziune Vaslui Impact să vin cu reportaje și cu interviuri de la Sfinți Părinți, cu post, cu rugăciune, cu tot ce ne învață Sfinții Părinți, pentru că am observat, este dorința oamenilor, văd foarte multe la televizor, arată numai rău. Noi o să vedem cu aceste... Da, într-adevăr, mass media este un factor decisiv și un factor imperativ în viața societății. Întotdeauna televizorul, ziarul, presa au și un efect benefic și un efect mai puțin benefic. Propagarea violenței sau contactul cu lumea negativă poate crea în același timp o imagine negativă și unei zone. Dar, în general, românul nostru binecredincios, în general, cetățeanul nostru român este un om cu minte. Indiferent de influența negativă a Occidentului sau a învățăturilor mai puțin ortodoxe, ei știu să aleagă rău de bine și, în general, românii noștri sunt cei care întotdeauna se leagă cu viața lor și de existența unui duhovnic în familie, a Sfintei Spovedanii, a împărtășanii și chiar dacă el este un om politic sau dacă este chiar un om cu funcție mare, îl găsești duminica într-o mănăstire sau îi găsești în casă icoană, candelă, ceaslov. Deci nu sunt chiar oameni care trebuie să neglijați, dar unii o fac mai înascuns, alții o fac mai la vedere, dar cei care o fac înascuns, unii o fac într-adevăr chiar de rușine de Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie rușine de Dumnezeu niciodată. Fără Dumnezeu nu existăm noi. Iar dacă excludem pe Dumnezeu din societate, ajungem la cuvântul unui psiholog american care a spus așa: Dumnezeu ca un gentleman s-a retras și din școală, și din armată, și din mediul public, și din mediul universitar, dar a rămas în urmă haosul. Ce numim noi haosul? Tot ceea ce ne prezintă mass media. Crime, morți, ucideri, necazuri, urgii, atentate și așa mai departe. Acolo este lipsa prezenței lui Dumnezeu, lipsa Duhului Sfânt. Mă bucur că aud la Sfinția voastră așa ceva, deci sunteți și duhovnicul meu și credeți că sunt binevenite aceste emisiuni? Da, dintotdeauna, dacă ați fost atenți, chiar în grila de program a emisiunilor TVR1, care este programul național al României, ați văzut că se integrează o anumită sumă de ore care includ și viața religioasă în România. Și mai nou, biserica a făcut un pas excepțional prin TV Trinitas, de unde sunt prezentate direct de la Patriarhie toate slujbile și evenimentele Bisericii Ortodoxe Române. Deci Biserica Ortodoxă Română este și o instituție spirituală, dar în același timp Biserica Ortodoxă Română este și un for spiritual al poporului, pe lângă faptul că există ca instituție în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, ea există și ca o casă a lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Timotei la 2:3, stâlp și temelia adevărului. Și în general toate sondajele IRSOP arată categoric că biserica și armata sunt cele două forțe care coagulează poporul în jurul lor. Am învățat foarte multe din cărțile care le-am luat de la Sfinția voastră de aici și pe casete. Aș vrea să spuneți câteva cuvinte și celor de la Vaslui, având în vedere că nu sunt puțini cei care vă vizitează, despre post și rugăciune și despre... În primul rând vreau să vă fac cunoscut că vechimea postului este de o vârstă cu raiul. Deci inclusiv Adam a primit... Este benefic el? Da, deci în primul rând Adam a primit în rai porunca postului. Din toți pomii să mănânci, de aici să nu mănânci. Aceeași valoare a postului o găsim și la Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune așa: postul este de o vechime cu omul. Orice creștin adevărat, în momentul când privește calendarul Bisericii Ortodoxe și simte că se apropie un post, din bună manieră și chiar din bună cuvință, își pregătește cele două elemente necesare: aprovizionarea alimentelor necesare perioadei de post, dar în același timp și pregătirea lui spirituală. Nu știu dacă ați fost atenți, dar noi duhovnici, având permanent contact cu credincioșii, știm: părinte, zice, trebuie să mă grăbesc
să-mi pun problemele și lucrurile la punct, pentru că vine postul și vreau să fiu mai aproape de biserică. Deci postul este în primul rând un post material, prin înlocuirea bucatelor de fruct sau de dulce cu bucatele de post, pentru că noi de fapt în post ce facem? Înlocuim tot ce este de origine animală cu tot ce este de origine vegetală. Trecem la o purificare, cum se folosesc termenele mai noi. Această purificare a organismului are și un scop bioterapeutic, pentru că în momentul în care tu îți reglezi organismul și începi să-l cureți prin mâncăruri mai vegetale, elimini toxinele din corp și trecerea de la mâncărurile dulci și grase din timpul iernii când sângele s-a îngroșat, la trecerea cu mâncăruri mai vegetale care subțiază sângele și curăță organismul, nu fac altceva decât o purificare a celulei umane și o transparență a omului. Hrana multă îngroașă mintea, iar hrana puțină luminează mintea. De aceea și Sfinții Părinți vorbesc de mistică și ascetică. Asceza te învață cât să te înfrânezi, mistica te învață cât să te rogi. Deci noi nu trebuie să fim considerați exagerați, dar nici să exagerăm atunci când este vorba de normalitate. Ați văzut, trăim totuși o epocă, sau un timp, dacă vreți, într-o epocă în care uneori valoarea artificială se confundă cu valoarea reală. Deci este foarte ușor să vorbim de post când vorbim de o cură privind toaleta și silueta, acela nu este un post, ci este un exercițiu. Vorbim de un post când vorbim de anumite religii orientale și oamenii fac acele purificări cu plante sau grâu încolțit sau lichide de anumit fel sau anumite ceaiuri sau anumite rădăcini, dar acelea nu sunt post, ci sunt exerciții pentru trup. Dar când vorbim de postul bisericii, noi vorbim de post la modul real și adevărat, pentru că postul implică implicarea sufletului în viața trupului. Și atunci ce facem? Înlocuim răul cu binele, ura cu blândețea, răutatea cu bunătatea, hoția cu adevăr, cu dreptatea, cu corectitudinea, zgârcenia cu milostenia. Deci omul pune în și facultățile minții și ale sufletului în lucrare. Deci nu gata, am mâncat cartofi și pot să dau un cap. Deci dacă ai mâncat cartofi, să simți că vrei să apropii pe Hristos lângă tine și atunci ce faci de fapt? Înmulțești rugăciunea și corectitudinea din tine. Ce înseamnă a fi ortodox? A fi corect. Credeți că sunt mulți creștini care țin post? Eu vă dau un exemplu. Am fost la cel mai mare magazin din Vaslui și vânzătoarea chiar cu răutate a zis, o știu o bună creștină, zic, ia uite, nici nu mă simt că țin post. Să vinde salamul și carnea mai avan ca-n așa. A exagerat? Nu, am să vă explic. Reclama este mama comerțului. Deci, ca întotdeauna, mai ales aceste foruri europene, deci pe care noi le înglobăm în activitatea țării noastre în momentul de față, Uniunea Europeană, regulile Uniunii Europene, regulile occidentale, vin într-adevăr să desacralizeze sărbătorile. Eu am văzut personal reclame în mass media și televiziune, unde efectiv s-a făcut o remarcă la adresa românilor că nu au spiritul cumpărăturilor, cumpără în spirit de turmă. Nu este treaba nimănui ce vrea românul să cumpere și cât vrea să cumpere. Cel care mănâncă salam poate are copii de școală și nu postez tot postul, cel care cumpără salam poate are oameni bătrâni și aceia postez mai puțin sau anumite dezlegări de la duhovnic, dar să știți că bisericile, și asta o pot garanta preoții noștri de parohii și de mănăstiri, bisericile în timpul postului sunt pline permanent cu credincioși care vin la spovedit. E adevărat că la un oraș ca Vasluiu, nu exagerez, dacă o fi având 100.000 de locuitori sau poate 200.000 de locuitori, să fie și 50.000 care nu postez. Pentru că sunt muncitori, sunt atei, sunt mai puțin interesanți, mai puțin creștini practicanți, dar asta nu înseamnă că dacă ei mănâncă salam, s-a desfințat postul. Deci nu există familie de creștini în țara noastră unde să nu existe o bunică, o soră, o mamă, un copil, un frate, un văr, un cumnat să nu fie în rânduiala bisericii sau a postului. Deci chiar am întâlnit familii care vin și spun, părinte, eu cu copiii postesc, soțul nu. Sau, părinte, soția este bolnavă, nu postește, noi postim. Părinte, copiii sunt elevi, nu postesc, dar noi postim. Deci
alimentele, că se cumpără din magazin, este o stare de normalitate. Deci nu înseamnă că românii ies din eticheta țărilor moderne sau normale și în timpul postului închidem magazinele sau stropim salamul cu var pentru că se alterează. Nu e adevărat. Deci alimentele stau în raft, iar magazinul este o casă de desfacere unde fiecare cumpără ceea ce poftește el personal. Deci noi nu putem... De ce nu văd cei care fac reclama comerțului că sunt atâtea magazine care desfac produse de post în cantități industriale? Deci să știți că salamul de post, pateul vegetal, brânza de post, soia de post, deci se cumpără într-o veselie. Deci lumea se orientează singură. Deci nu, asta nu este un criteriu. Deci nici nu este un coeficient, deci nici nu este vorba de un coeficient de măsurare a postului pe acest criteriu. Poate că acel magazin este singurul care desface o marfă de carmangerie mai de calitate și atunci toți se duc și iau de acolo. Dar poate sunt alte magazine care deja nu vând sau chiar nici nu mai aprovizionează în perioada postului pentru că știu că nu se caută. Să înțeleg eu că nu criticați prea aspru pe cei care nu pot să țină post. Nu, este părerea lor personală. De ce? Pentru că Mântuitorul în duminica trecută, care am petrecut-o cu toți la biserică, am văzut ce a spus. Cel ce vrea să vină după mine, de bună voie să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Asta este marea artă în ortodoxie. Și dacă ortodoxia triumfă între celelalte religii a lumii, triumfă pentru un singur lucru. Nu impune cu forța unirea cu Dumnezeu. Deci, niciodată nu o să vedem preoți sau teologi sau profesori de teologie sau călugări sau duhovnici făcând prozelitism la ușa creștinului, hai, nu postești, nu vii la biserică, nu cu tare, nu. Deci omul de bună voie calcă pragul bisericii, iar biserica este mama neamului românesc. Și cine e român adevărat nimerește biserica fără să fie împins de la spate. De ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că am întâlnit foarte multe femei care știu... că eu țin post, dar eu țin post că așa simt eu, mai apropiat, dar n-am criticat-o și n-am ocorât-o. Ea zice că nu mă, dar eu ce putință am, eu zic, nu poți, nu cred că eu, dacă mergi la un duhovnic, să-ți spună că obligat ești să ții post dacă nu poți. Deci am vrut să văd dacă Sfinția voastră care nu pot să țină post, Patericul egiptean, Ava Iperchie, un mare călugăr al pustiei și astru, spune așa: mulțumesc lui Dumnezeu că am luat postul ca pe o unealtă și nu ca pe o virtute. Așa. Și ce înseamnă acest lucru, tâlcuit pe înțelesul tuturor? Sunt oameni care din buna lor condiție și voință psihică și fizică postesc tot postul. Sunt oameni care postesc fie la început sau la sfârșit. Sunt oameni care postez de luni până vineri și dezleagă la mâncare de fruct sau animală sâmbăta și duminica. Și sunt oameni care nu postez deloc sau care postez doar miercurea și vinerea. Este voința lor proprie, este comunul lor acord cu preotul din parohie sau duhovnicul pe care îl are și indiferent că el postește sau nu postește, el înaintea lui Dumnezeu, tot creștinul și sluga lui Dumnezeu rămâne, deci el tot ortodox rămâne. Dar fiecare va lua plata pe măsura străduinței. Deci dacă un om care nu postește deschide ceaslovul sau psaltirea și adresează o rugăciune Dumnezeu, ea poate fi ascultată mai repede sau mai târziu. Pe când un om care este corect din toate punctele de vedere și vrea să-și îndeplinească o problemă și să o rezolve în Dumnezeu și s-a pus la punct cu postul, cu rugăciunea, cu smerenia, cu bunăcuvința, cu toate calitățile moral creștine, sigur că are un acces mai rapid la Dumnezeu. Deci asta ține de buna noastră manieră. Acest capitol se numește eleganța sfinților sau bunul simț al sfinților. Nu este tot una să mănânc o sacoșă de mere și să spun că am postit, nu este tot una să mănânc două pâini și să spun că am postit, nu este tot una să mănânc o tigaie cu cartofi și să spun că am postit, nu este tot una să mănânc două ochiuri sau o felie de salam și să spun că n-am postit. Pentru că în fond și la urma urmei, mâncarea este ceva necesar organismului. Și dacă ați văzut atent, Scriptura spune... nu-l spurcă pe om ceea ce intră în gură, ci ceea ce iese din gură. Dar la fel, tot Scriptura spune, tot lucru bun încununat de cuviință place lui Dumnezeu. Deci dacă tu ai buna cuviință să respecti rânduiala bisericii, o faci din conștiință. Dar dacă nu vrei să o faci, nici în silă nu o face, pentru că Dumnezeu nu-i silă, e dragoste.
Eu vă spun acest lucru pentru că și eu din 2004 că am început să țin posturile, dar până în 2004 eu n-am ținut aceste posturi, le-am ținut așa, miercurea, vinerea, când și când, dar în schimb mi-am ajutat, am făcut celelalte fapte bune, nu m-am îndepărtat de la bunul Dumnezeu. Părintele Stăniloae folosește un termen excepțional în dogmatica creștină și spune așa, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările reale ale vieții. Poate în urma decesului unei rude apropiate, unii s-au apropiat mai mulți de biserică. Poate în urma unei rezolvări grave, în urma unei operații. Sau a unui elev care a luat niște examene grele. Sau a unei fete credincioase. Sau unei bunice credincioase. Deci e o treabă a lui Dumnezeu de a aduce pe om la cărarea cea bună prin înțelepciunea lui dumnezeiască și prin voința lui. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să întoarcă să fie viu. Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni, deci, dar nici cu sila nu umple raiul de sfinți. Știți cum m-am întors eu la post și la rugăciune? Nu v-am spus niciodată, dar pe 14 octombrie 2004, Bunul Dumnezeu m-a dus aici la Sfinția voastră și am plecat de aici fără să-mi spuneți nimic. Am stat 5 minute în genunchi, nu mi-ați spus nimic, ați văzut... Nu știu, ați tras concluziile care așa și de atunci m-am întors la Bunul Dumnezeu. Probabil că s-a împlinit cuvântul acela din Pateric. Dacă tăcerea mea nu te-a folosit, vorbirea nici atât. Tăcerea mi-a folosit. Nu trebuie să-mi spuneți nimic, dar prin tăcerea Sfinției voastre eu am înțeles multe. O altă întrebare pe care aș vrea să vă adresez... Se poate să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne ajute să ținem un post mai aspru? Absolut, da? Absolut. Deci, asprimea postului este legată de experiența ascezei particulare a fiecărei persoane. Spre exemplu, în mănăstiri, în prima săptămână a postului mare, se declară post negru timp de 3 zile și călugării și vețuitorii mănăstirilor se împărtășesc după primele 3 zile de citire a psaltirii și a nevoinței personale la chilie. Poate ni citit o carte religioasă, o învețire sfinților, prezența la slujbele bisericii și miercuri la prima sfântă liturghie înainte sfințită. A darului mai înainte sfințite a Sfântului Grigorie, dialogul din post, primesc sfintele taine. Apoi cei mai râvnitori gustă ceva și vin din nou vineri la următoarea sfântă liturghie și abia sâmbăta se mănâncă mâncare caldă pregătită normal. Asta la bunăvoința și puterea fiecărui monah în parte. Dar sunt posturi și mai aspre. Sunt creștini care au dezlegare de la duhovnicilor și țin zile întregi de post negru. Sunt creștini care mănâncă fără unt de lemn. Sunt creștini care mănâncă doar pâine și apă 8 zile, 10 zile, 12 zile. Sunt creștini care mănâncă măsurat și când spun măsurat, este mai ușor să postești cu o sacoșă de mâncare și să spui că ai fost în post și acesta se cheamă post ușor și este mult mai greu să postești cu 3 felii de pâine și o cană de ceai la ora 3 sau la Sfințitul Soarele și atunci cu adevărat simți puterea postului. Pentru că atunci intră tot organismul în mișcare și în curățire. S-ar putea să ne intoxicăm chiar și de la prea multe roșii cu pâine și de la prea mulți cartofi prăjiți. Deci chiar dacă ei sunt de post. Deci tot măsura și cantitatea dă valoarea postului. Sunt cazuri când pusnicii sporiți, și aici amintesc de episcopul Ioan din Munții Siglei, care spune așa, sunt trepte de post în care există cerealierii care trăiesc numai cu boabe muiate, există fructiferii care mănâncă numai fructe uscate, poame, sunt apoi cei care mănâncă pe smeți uscați, muiați în apă sau oțet, și apoi cei care trăiesc numai cu sfintele taine, deci preoții sau călugării sporiți, care ajung la măsura în care consumă doar ce este la potier, acolo fiind o prescură și puțin vin cu care s-a făcut Sfânta Liturghie, transformându-se în trupul și sângele Mântuitorului prin Euharistie, el trăiește doar cu sfintele taine. Dar astea sunt cazuri gen Părintele Paisie Olaru, gen Mina Dobzeu, Arsenie Papacioc, Părintele Cleopa, deci Părintele Iustin Pârvu, oamenii cu greutate duhovnicească, Antim, Găină, Vichente Mălău și alții mai departe, Ionichie Moroi, Iachint al Putnei. Aș vrea să vă spun și un caz de-al meu, știi, nu e de ascuns că sunteți duhovnicul meu, dar anul trecut, la Sfântul Paști, o doamnă din Vaslui, doamna Liliana, m-a luat să merg la Bujoreni, n-am mers niciodată la Bujoreni.
Dar am spus, mă gândeam, zic, de ce mă duce bunul Dumnezeu acolo? Acolo m-am închinat în fața icoanei făcătoare de minuni. Da, am auzit ca o icoană făcătoare de minuni, una la mănăstirea Florești și mai este una la mănăstirea Dălhăuți. Pot să vă spun o minune întâmplată mie acolo. Am mers în fața icoanei făcătoare de minuni, m-am închinat și am rugat-o pe măicuță să mă ajute să țin post negru, săptămâna patimilor. O să spun, părinte, că timp de luni până sâmbătă n-am mâncat nimic și n-am băut nimic. Am speriat și n-am pățit nimic. Asta vreau să spun deci, în evidență, că zic că atunci când ceri ajutorul... Este darul lui Dumnezeu, Sfântul Antonie trecea prin... Și n-am mâncat nimic și n-am băut nimic, am speriat copiii, dar am spus că nu voi muri și chiar am vrut să le demonstrez că nu se poate muri. Sfântul Antonie cel Mare trecea prin pustie și la un moment dat, undeva într-o groapă, un om răcnea puternic și spunea, nu mai pot. Și întreabă Sfântul Antonie, zice, dar ce ai pățit, mă, creștinule? Păi de 3 zile n-am mâncat nimic. Păi eu nu mănânc câte 40 de zile nimic și nu pățesc nimic. Și atunci se aude glasul îngerului, da, Antonie, dar întărit de darul meu. Deci unde întărește Dumnezeu, aici Scriptura ne spune să biruiește rânduiala firii. Deci și lucrurile mai presus de fire fac parte tot din normalitatea umanului, dar se potrivesc celor care se străduiesc. Harul vine pe măsura darului. O altă problemă pentru care eu caut când mă întâlnesc cu mai multe doamne, vorbim de credință. Și spun că despre citesc... dreapta credință, să spuneți, pentru că când folosim termenul credință. De credință, deci și celelalte culte neocreștine, deci segmente sectare, tot de Hristos vorbesc. Aici trebuie întotdeauna să facem o distinție. Există doi Hristoși. Unul întrupat în Fecioara Maria prin puterea Harului Duhului Sfânt, și unul născut din rațiunea biblică a cuvintelor Scripturii, purtat pe buzele celor care neglijează puterea și existența Fecioarei Maria în actul mântuirii omenesc. Și atunci, în acel moment, nu putem vorbi de credință, ci doar despre dreapta credință. Și îmi spun mereu că nu am voie să citesc Psaltirea. Eu citesc Psaltirea... E unealt, nu știu cum să zic, unealtă mea. Eu când v-am întrebat odată, când am venit, dacă tot îmi spuneau că n-ai voie să o citești, am întrebat, părinte, am voie să citesc Psaltirea? Mi-a zis că da. Citirea Psaltirii este o taină. Psaltirea este o sinteză a Sfintei Scripturi. Dacă citim cuvântul înainte, care este pus înaintea psalmelor, spune așa. Psaltirea liniștește sufletul. Eu așa mă simt, liniștită după ce citesc. Izgonește demonii, depărtează duhurile, îmblânzește dușmanii, este liniștea vădvelor, ocrotitoarea casei credincioșilor, împlinitoarea cererilor de folos. Să stea soarele pe cer, iar psaltirea în casa creștinului să nu stea niciodată. Și de ce lucrul acesta? Duhovnicii cu experiență și părinții mai îmbunătățiți din parohii cu vârste mai înaintate, ei cunosc efectul acestor psalmi. Din ce cauză? Toate slujbele bisericii sunt țesute cu psalmi. În vecernie avem psalmi, în utrenie avem psalmi, în liturghie avem psalmi, chiar în Sfânta Liturghie se cântă cei doi psalmi. Psalmul obedniței, laudă sufletul al meu pe Domnul și binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Deci este vorba de psalmi, deci de această sinteză a Sfintei Scripturi. Și atunci duhovnicii știu, pentru creștinii care sunt mai puțin sporiți duhovnicește, dă un psalm, 2, 3, pentru creștinii cu mai bună rânduială, dă o catismă, 2 sau 3, iar cei care au binecuvântarea duhovnicului și au și voința și tragerea de inimă sufletească, pot citi până la 5, 7 sau chiar 10 catisme. Am la ora actuală creștini, nu ucenici, fii ai bisericii, care citesc în post și câte o psaltire pe zi. Nu e o măsură și nu e un etalon pentru toți, că nu se potrivește la fiecare același etalon. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, stea de stea se deosebește în slava sa. Alta e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii. Nu a tuturor pustia, nu a tuturor căsătoria, nu a tuturor călugăria, nu a tuturor viața de oștie. Cum se deosebește fier de fier și vreasc de vreasc, așa se deosebește creștin de creștin și suflet de suflet. Fiecare în rândul cetei sale și a măsurii sale. Dar pentru cei care se tem de psaltire și nu o deschid sau nu o citesc niciodată, aceia sunt sub stăpânirea întunecatului diavol, pentru că diavolul este singurul vrăjmaș al mântuirii omului care se teme de psalmi.
Iar psalmii sunt insuflați de Duhul Sfânt prin gura prorocului David, care este trâmbița de foc a Dumnezeirii. Da, părinte, dar vă dau un exemplu. După ce am plecat atunci de la Sfinția voastră și am zis că voi lua drumul credinții, mi-am ales un părinte de la Vaslui. Mi-a interzis să citesc psaltirea. Am spus că eu așa am învățat, să citesc psaltirea. În cazuri de genul acesta, fără ca să-l supărați, păstrați tăcerea, citiți în continuare psaltirea, liniștiți sufletește și când mergeți la spovedit, spuneți, părinte, câteodată când am avut timp, să știți că am mai citit și la psaltire. Văzând că nu s-a întâmplat nimic, va prinde și el curaj și într-o zi va spune, bine, atunci mai citiți dacă vă place. Și se va crea, și se va crea și acea legătură și sudură între duhovnicul de acolo și aici, dumneavoastră. Aici vreau să vă spun ceva, când am văzut că nu mă pot înțelege, atunci m-am rugat la Bunul Dumnezeu o luni de zile să-mi dea un duhovnic care să mă înțeleagă. Și Bunul Dumnezeu m-a adus la Părintele Calistrat. Deci dacă eu am plecat de aici și am zis că nu se va alega duhovnic, Bunul Dumnezeu tot aici m-a adus. Să știți, să știți că eu n-am impus psaltirea nimănui, i-am prins când au avut probleme. Când a fost un proces, ca să le dau curaj să se apropie de psaltire, le-am spus, citiți odată psaltirea și veți reuși. Și au reușit. Când aveau un divorț sau un necaz, spuneam, citiți odată psaltirea și veți rezolva. Când vedea că s-a rezolvat, venea și spunea, păi știți, n-am citit-o numai odată, am mai citit-o odată. Ei, dacă vă place și considerați că bine, continuați. Și ei s-au reintrodus pe făgașul psaltirii ca o apă care turnată jos își caută prin iarbă un loc ușor să se ducă mai departe. Și atunci ei au nimerit în psaltire din bunăvoință. Mai nou am intrat într-un partid, părinte, și voi candida pentru primăria orașului Vaslui. În multe articole pe care le-am scris la ziar, am vorbit de Bunul Dumnezeu și am zis că mulți mi-au reproșat că s-o las mai puțin cu Bunul Dumnezeu. Credeți că în politică, politicienii nu ar trebui să vorbească de Bunul Dumnezeu sau nu ar trebui să fie cu frică Dumnezeu? De ce le este rușine să pronunțe numele lui Dumnezeu? Deci, am să vă spun ce spune psalmistul David. Zis acel nebun înaintea ochilor lui, nu este Dumnezeu când păcătuiește. Deci existența lui Dumnezeu este o stare de fapt reală. Existența pământului este voința lui Dumnezeu. Existența oamenilor este voința lui Dumnezeu. Existența norilor este voința lui Dumnezeu. Existența roadelor pământului este voința lui Dumnezeu. Existența apei pe care o gustăm și face circuitul acesta între cele patru elemente ale naturii, între stihii, foc, aer și pământ, este Dumnezeu. Că ei doresc să vorbească mai mult sau mai puțin de Dumnezeu este o problemă strict personală. Dar am să vă spun un singur lucru. Și în lumea aceasta politică vom întâlni trei categorii de oameni. Oamenii pregătiți cu școală, culți, trecuți prin școala țăranului român, proveniți din părinți sănătoși, proveniți din familii sănătoase, din familii credincioase, care nu se rușinează de Dumnezeu niciodată. Și cred că ați avut ocazia la toate sărbătorile mari să vedeți cum se afișează miniștri, parlamentari pe la toate tribunele. Și la Sfânta Marie la Nicula, și la Mănăstirea Putna, și la Sfântul Dimitrie la București, și la Sfânta Cuvioasa Parascheva, și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. De ce? Pentru a-și face o imagine mai puțin negativă și mai mult pozitivă față de popor. Pentru că ei știu că poporul iubește biserica și pe Dumnezeu. Da, părinte, dar asta e o fațadă. Ei s-afișează acolo. Nu e o fațadă. Tocmai această existență a lor în aceste zile la aceste sărbători fac dovada că și ei cred în Dumnezeu. Dar când ajung la un parvenitism material... Când ajung, spună practică acolo unde... Când ajung la un parvenitism material și s-au umplut prea mult de sine și de valori economice, uită că acele l-au primit de la Dumnezeu. Pentru că de la firul de iarbă pe care îl paște ultima gângane de pe fața pământului și până la ultimul leu din buzunarul parlamentar este tot voia lui Dumnezeu. Ați văzut că atunci când Dumnezeu vrea curmă câte o existență. Ei, această existență este ori măsura păcatului, ori măsura răbdării lui Dumnezeu. Și de aceea mulți au început frumos și au sfârșit urât, mulți au început ușor și au făcut lucruri mari și minunate și lucruri adevărate
Și aici chiar vă spun adevărat, fiecare are părerea personală, dar eu personal am avut întotdeauna aceeași părere și despre oamenii politici și despre oamenii ortodoxi din România. Cine vrea să creadă în Dumnezeu, o face și o demonstrează prin faptele lui. Unde au fost parlamentari care au ținut la zona lor locală, la județul din care au venit, au făcut pentru județul respectiv. Care n-au avut comun cu Dumnezeu, cu satul natal, cu familia, cu proveniența, cu frica, cu conștiința, n-au făcut nimic. S-au umplut de bani și s-au destrăbălat și când s-a terminat mandatul, s-au pierdut, exact cum spune psalmistul David. Am căutat locul păcătosului și nu l-am găsit pe el. A s-a pierdut în masă, în neant, adică n-a mai existat. Deci un Ferdinand, un Ștefan cel Mare, un Eminescu, un Cuza, un Mihai Viteazu, ăștia nu se nasc în neprubete. Asta este marea disensiune între parlament și popor. Că parlamentul nu va putea crea valori niciodată. Valorile le dă poporul. Și de la primarul gospodar dintr-un sat care știe să asfalteze sau să repare un bloc sau să tragă o conductă cu gaz sau să facă niște puțuri de apă, la primarul care știe să țină discursuri politice, o mare diferență. Discursurile nu trec nici prin buzunar, nici prin stomac. Dar faptele sunt cele care demonstrează valoarea autentică a celui om. Deci în calitate de concurent sau, cum spuneți, participant la aceste alegeri, să aveți în platforma electorală fapte concrete care vor trebui înfăptuite pe parcursul mandatului și care sunt credibile în fața populației. Că de povești și de sfaturi sunt sătuitori. Eu vezi cu foarte multe lucruri cu care am făcut. Concrete. Da, concret, deci, da. Atunci omul știe, da mă, ăsta a bătut un par în sat. Și dar altul a venit și l-a furat. Și eu trebuie să nu mai vorbesc de bunul Dumnezeu. Ba da, deci eu ce am spus? De ce? Pentru că eu le-am răspuns așa la cei care m-au întrebat. De ce v-am spus că da? Pentru faptul că dacă Dumnezeu mă va ajuta împreună cu dumneavoastră, vom realiza lucruri bune. Așa spun și mereu. Și când spunem că dacă Dumnezeu mă va ajuta, să ne gândim doar la seceta de anul trecut, care a însemnat eșec pentru agricultură, eșec pentru zootehnie, eșec pentru irigații, eșec pentru populație. Deci acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Mi-a plăcut și aici fac remarca la modul glumeț, când la un buletin de știri s-a spus așa, Consiliul Mondial de Apărare al Mediului împotriva poluării a făcut o ședință de urgență și a luat măsuri concret strategice împotriva încălzirii globale. În ce au constat acele măsuri? Au reglat butonul de la soare să lumineze mai puțin sau să dea căldură mai puțină? Sunt vorbe goale într-o mare de nisip. Deci trebuie să avem certitudinea că dacă un primar organizează o procesiune de ploaie într-un sezon secetos, el înaintea lui Dumnezeu poate fi catalogat ca un Constantin, împăratul creștin din secolul III, care a dat libertate creștinismului. Nu este o rușine a convoca satul și populația și orașul și urbia și suburbia să pună genunchiul la rugăciune și să zic un Doamne miluiește. Știința împreună cu religia alcătuiesc un întreg. Religia fără știință există, dar știința fără religie este moartă. Mă bucur să aud acest lucru, poate aud și cei care... Bine, între telespectatorii noștri o să întâlniți trei elemente. Da. Elementul sacru care vă spune, vai ce frumos a fost, o să întâlniți oamenii de rutină care vor spune, da, a fost o emisiune foarte interesantă, ce s-a vorbit, nu mai țin minte. Și cei care vor spune, iar s-au băgat popii în treaba statului. Deci, e ceva firesc și normal. Eu doresc cât mai mult Sfinți Părinți să ne ajute. Păi aveți Mănăstirea Florești, da. Aveți Mănăstirea Fâstâci, acolo, da. Mănăstirea Cantemir, Mănăstirea Vlahuță, Mănăstirea Bujoreni, Mănăstirea Moreni, Mănăstirea Grăjdeni. Slavă lui Dumnezeu! Deci Vasluiu, și să nu uitați că Vasluiu este locul în care Ștefan cel Mare a scris istorie. El a domnit 47 de ani în Moldova, dar 35 de ani a trăit în tabăra de la Vaslui, un târg neînsemnat, care astăzi poate pare un oraș... A, lasă că sunt săraci. Săraci sau nesăraci, poate
poartă în spate o istorie a mușatinilor, iar toate câmpurile de la Vaslui sunt presărate și de oasele cailor și de oasele martirilor. Și de aceea Dumnezeu a dat ca acolo să fie și roadă, și vin, și om, și dacă v-ați uitat, chiar și demografia e mai sănătoasă, cu toate că sunt mai săraci și n-a murit nimeni de foame. Putem să ne rugăm la Sfântul Ștefan, nu? Nici nu se eu discută. Eu o fac mereu. Și chiar mi s-a nici întâmplat nu se discută. Care... El este un erou național. Da. Și nu e așa, el este, când el, el este un reper național. Ștefan cel Mare n-a fost canonizat în rândul Sfinților pentru că a avut trei soții. Ștefan cel Mare a fost canonizat în rândul Sfinților că a păstrat dreapta credință construind 47 de locașuri de cult, înfrumusețând, întregind, restaurând și altele stricate și a păstrat dreapta credință într-un moment în care Europa, la răscrucea marilor furtuni, avea Moldova ca o poartă a creștinătății. E ușor a scrie istorie din birou cu tratatul de istorie în față și e greu a face istorie cu sabia în mână, în bordei de lut, cu calul de căpestră. E ușor a scrie versuri, că nimic nu aia spune, aș spune și eu. Da. Ce ne mai puteți spune de post? De... În primul și în primul rând aș vrea ca telespectatorii noștri să fie foarte atenți și să vadă că postul a început cu o etapă frumos pregătitoare. Duminica Vameșului și a Fariseului, adică când înjugăm mândria cu prostia și uităm că trebuie să ne smerim în fața Bunului Dumnezeu, deci să avem întotdeauna slăbiciunea Vameșului, dar bunătatea și omenia lui, chiar dacă era păcătos, conștientiza acest lucru și când conștientizăm păcatele, deja suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că așa spune și Scriptura, când greșește, omenește, când te îndrepți, îngerește. Cel mai mare păcat este a sta în păcat, că atunci este drăcește. A doua evanghelie este cea a fiului risipitor, unde nu putem vorbi de fiul risipitor doar la nivelul unui dezmăț sau desfrâu sexual, cum este în interpretarea multor predici de lemn din sistemul comunist sau din vechiul sistem literar bisericesc, ci poate fi vorba de un desfrâu și al minții, și al valorilor. Deci faptul că o țară nu-și păstrează tradiția, naționalitatea, valorile, nu-și promovează autenticitatea, eroii, cultura, tot ce are bun și frumos, este tot un desfrâu, tot o risipă, tot o înaintea lui Dumnezeu, o blasfemie. Pentru că Dumnezeu va judeca și neamurile, nu numai popoarele. Deci noi vom fi judecați ca popor sacru, sfânt și ortodox, de la Sfântul Apostol Andrei. După ce am trecut de fiul risipitor care se întoarce la casa părintească, deci oricând avem deschisă ușa și pragul bisericii, dăm de duminica înfricoșatei judecăți, unde este măsura balanței dreptății. Și aici nu este înfricoșată că Dumnezeu e un justițiar, ci judecata este înfricoșată că se vor vădi acolo toate cele ascunse ale noastre sufletești, care am crezut că nu sunt știute de nimeni. Și așa cum în dosarele CNSAS-ului la securitate s-au speriat prietenii văzând ce erau în stare să le facă prietenii, cu atât mai mult se vor speria sufletele când vor vedea micimea și mărunțimea lor pământească într-o viață trecătoare față de mulțimea bunătăților dumnezeiești care le puteam primi prin mântuire. Iar izgonirea lui Adam din Rai este din nou o evanghelie semnificativă pusă chiar la începutul postului, în care să ne arate că ori de câte ori greșim și nu mai știm să ne îndreptăm și să ne plecăm fruntea spre Dumnezeu, vom fi ca un Adam fără stăpân. Și dacă vă uitați, acest popor al nostru traversează o mini-etapă în care se pare că n-am avea stăpâni. Ordine și dinăuntru, ordine și din afară, dezbinări și dinăuntru, dezbinări și din afară, păreri și pro, păreri și contra, dar nimeni nu se gândește la o adevărată protecție socială, nimeni nu se gândește la o adevărată protecție a bătrânilor, nimeni nu se gândește la o adevărată protecție a copiilor, la creșterea valorilor, adică chiar dacă un copil e băiat sărac, instituția respectivă din satul respectiv sau instituția respectivă din județul sau orașul respectiv să pună umărul și să-l ducă mai departe într-o școală, într-un liceu, într-o facultate, într-o meserie, că atunci se cresc valori umane și sunt cele mai importante. Și pentru aceasta vom fi un fel de Adami pierduți în jurul Raiului. Deci cu biserica în mijlocul orașului vom pieri de foame de Dumnezeu, cu biserica în mijlocul orașului vom pieri de foame spirituală, trăind necununați, trăind nebotezați, trăind nespovediți, trăind neîmpărtășiți. Și să ne vorbiți câteva rezultatele acestor răzvrătiri personale, sociale sunt cancerul,
boala, moartea, foamea, sărăcia, necazul. Deci Dumnezeu are plăci ca în vremea lui Faraon. Nu le trimite pe toate odată, dar are grijă să ne le dea să le gustăm pe toate pe rând. Și spune acolo, și când le guști pe toate rând pe rând, te trezești și gol, te trezești și flămând. Și de ce spun împărtășania? Pentru că în momentul în care omul se încununează de asceză, adică de puțină înfrânare, și se încununează cu puțină rugăciune. Deci dacă ați văzut în cartea de rugăciune, cuvântul înainte începe cu o frază pe care o știu din gura părintelui Cleopa. Împărăteasa faptelor bune este sfânta și dumnezească rugăciune. Poți să prășești într-o zi 3 hectare. Poți să muți într-o zi un munte. Dacă tu ai plecat din casa ta fără să spui un Tatăl nostru, toată această osteneală nu cântărește nimic în fața lui Dumnezeu. Deci când noi când vorbim de Dumnezeu, nu vorbim la modul saturat, la modul hidos, plicticos. Vorbim la modul în care Dumnezeu, lipsind din activitățile noastre, rezultatele nu vor fi cele așteptate. Deci nu vor fi cele pe măsură. Nu o să facem noi producție în agricultură dacă Dumnezeu nu va vrea, și aici, apropo de aceasta, era și o glumă duhovnicească. Cumnatul lui Dumnezeu, cumnatul lui Sfântul Petru, s-a dus la Sfântul Petru și a întrebat așa, mă, tu ești apostolul lui Dumnezeu, ia întreabă-l pe bunul Dumnezeu anul ăsta ce fel de timp dă. Și Dumnezeu, când a întrebat Petru, a spus, zice, anul ăsta, pentru că lumea e rea, bea în jur, am să dau secetă. Ăsta n-a pus nimic, n-a arat, n-a semănat. Dumnezeu a mai dat o rouă, a mai dat o răcoare, a mai dat o bură de ploaie și toamna fiecare în carul lui a cărat ceea ce a adunat. Și a umplut la hambar fiecare. Ăsta foarte supărat cere o audiență la Dumnezeu și spune așa. Zice, Doamne, Tu ai apostoli mincinoși? Nu, zice creștine. Toți apostolii mei sunt serioși și sunt oameni adevărați pentru că eu sunt adevărul lumii. Păi zice, uite, eu l-am întrebat pe Sfântul Petru, pe cumnatul meu, dacă anul ăsta vei da ploaie. Și a spus că nu. Și atunci Dumnezeu zâmbește și bătându-l pe om îi spune, frate, e adevărat, am spus că nu dau ploaie, dar n-am zis că nu dau roade. Deci, vedeți, aici trebuie să avem, aici trebuie să avem noi grijă de rugăciune. Noi nu știm tainele lui Dumnezeu, știm prognozele meteo, știm mișcările curenților, știm mișcările vânturilor, știm mișcările astrelor, ale planetelor, dar nu și voia lui Dumnezeu. Deci, tu ești din veac și până în veac. Așa spune Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vom trece. Și dacă Dumnezeu va vrea, vom trăi. Și dacă Dumnezeu va vrea, poți să vrem noi și vom muri. Deci de aceea să ne învățăm așa cum au scris americanii pe bandă și ei nu cred acel cuvânt scris pe dolar. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Deci noi să ne facem din acest nimic fără Dumnezeu întoarcerea la tradiția românească ortodoxă în care românul sfințește fântâna, își înseamnă copilul în leagăn cu crucea, își pune candela și icoana cu perdeluță în colțul casei la răsărit, își pune busuioc în poartă, își pune busuioc deasupra ușii, își atămâiază ograda, își stropește cu aghiazma animalele, își sfințește bătătura stânii, își împărtășește copiii și îi botează ortodox și orice lucru face, îl închină lui Dumnezeu. Zice, părinte, să-mi faci feștane că am făcut o troiță, să-mi faci feștane că am făcut o casă nouă, să-mi faci feștane că am făcut un gard, să-mi faci feștane că mi-am luat mașină nouă. De ce românul toate le sfințește? Să-i arate lui Dumnezeu că datorită lui le-a primit și în felul acesta îi mulțumește. Întorcându-ne la această mulțumire, vom fi cu adevărat fiii lui Dumnezeu după har și vom fi cu adevărat binecuvântați și un popor sătul, mulțumit, liniștit și ortodox. O altă problemă, trebuie să fugim din părtășanii sau trebuie să ne împărtășim? Problema împărtășanii este o problemă controversată în Biserica Ortodoxă. După părerea unora, împărtășanii este foc ce arde. Și adevărat este. Dar atunci când este luată necanonic și fără rânduială. Deci nu se vor putea împărtăși cei care beau în exces, desfrânează, trăiesc necununați, fumează, dar pot să se împărtășească cei care se străduiesc. Deci împărtășania poate fi luată așa, de 4 ori pe an în cele 4 posturi, pentru creștinii obișnuiți sau creștinii practicanți normali,
poate fi luată de 12 ori pe an, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Puțu sau împărțirea de greu și în Mărgăritare, când spune o creștine de țeste cu putință la cele 12 praznice împărătești din an să te împărtășești cu trupul lui Hristos spre mântuire și viața de veci. Și atunci e o binecuvântare ca în fiecare lună să primești Sfintele Taine de la Hristos sau la 40 de zile. Bolnavii pot lua la 2-3 săptămâni, pentru că sunt boli care au nevoie de vindecare. Ați văzut ce frumos a spus Dumnezeu în Duminica Slăbănogului, nu? Da. Fiule, iertate-ți sunt păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Deci boala lui era măsura păcatului. Deci păcatele lui l-au tras în boală. Și atunci, făcându-l sănătos și iertându-i păcatele, l-aș vindecat. Ei, iată, împărtășania este și un medicament care mântuiește și vindecă. Pentru copilași, pentru tineretul mic până la 5, 6, 7 ani, merge și odată la două duminici și la o duminică și la trei, depinde de preotul paroh care cunoaște familia de credincioși. Iar pentru cei mai mărișori, la fel, măcar la 40 de zile sau în cele 4 posturi. Noi știm că acum modernismul acesta al plăcerilor și al senzațiilor a cuprins toată masa de tineret. Dar în această masă omogenă de păcate există și flori ale bisericii care se păstrează. Fetițe curate, băieți curați, tineri curați. Deci nu-i totul, cum cred ei, un tăvălug. Deci sunt și oameni conștienți. Dar cei care nu se împărtășesc se sălbăticesc. Un pom nealtoit nu dă roadă. O plantă neprășită nu va da fructul așteptat sau producția scontată. Deci împărtășania este ca o întreținere a unei culturi. Deci cu cât te apropii mai des de Dumnezeu, cu atâta te trezvești, te trezești. Nu neapărat te sfințești, că îndumnezeirea vine printr-o și îndelungă rugăciune, dar te sfințești spre sfințirea și curățirea trupului și a sufletului, așa cum spune când ne împărtășim. Desigur că nu trebuie să fugim de Sfânta Împărtășanie, sigur că trebuie să avem răbdarea și înțelepciunea de a înțelege că Dumnezeu nu ne vrea păcătoși, ci ne vrea vii. Ce spune Mântuitorul în Evanghelie? Adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Mă întreb eu, din 20 de milioane de români, câți conștientizează rănile crucii și suferințele lui Hristos pentru mântuirea lumii? 20%, să spunem, 30%. Dar chiar dacă nu conștientizează acest lucru, măcar să fie conștienți de jertfa divino-umană a lui Hristos, care a fost act de binefacere pentru lumea păcătoasă și pentru lumea ticăloasă și căzută. Da. Cuvinte frumoase, părinții, mai aveți? Da. Spune și un proverb. Vorba sună, fapta tună. Da.